Eu sunt sigur că ei stau acum și se gândesc cum să mușamalizeze, cum să tolereze activitatea criminală a judecătorului Victor Rățoi, Ienadi Pavliuc, a colaboratorului de poliție care l-au reținut ilegal, inclusiv și a procurorului care a participat la examinarea sau orientat de mersul fără a avea puternicie și fără să prezinte act care ar confirma. Un moment foarte important, dosarul penal pe contrabandă a fost pornit pe data de 2 mai la orele 5. Toate actele procedurale au fost efectuate până la momentul pornirii urmăririi penale, adică reținerea, recunoașterea în calitate de bănuit, percheziția, etc. Aceste acte procedurale sunt lovite de nulitate. Și judecătorul de instrucție nici n-a vrut să audă despre acest lucru. Deci el a mers pe calea și pe ideea pe care a fost prezentată de către procuror. Că ei au reținut o persoană și există temeri de a presupune că și el a participat la această activitate infracțională. Dar fără ca să prezinte nicio probă. Astăzi, la orele 13.00, la Curtea de Apel va fi examinat recursul pe care l-am depus și prin care am solicitat ca clientul meu să fie încetată măsura preventivă a arestului, în legătură cu cele prezentate în cadrul conferinței de astăzi.